Balon respins pe spate de Aliji. Golovka trece ușor de Zenche. Golovka, mingea lui Golovka pentru Carabue. Jonathan Rodriguez, din nou Carabue. Jonathan Rodriguez, combinații senzaționale ale Botoșanului pe spații reduse. Fabrini! Fabrini cu prima șansă cu adevărat importantă acestei partide. Diego Fabrini trimite puțin pe lângă poarta lui McDermott. Panică în apărarea dinamovistă. Aici Golovka îl depășește mult, mult prea ușor pe Zenche. Dinamoviștii nu au reușit să îndepărteze pericolul. Iată ce combinații reușesc Carabue și Jonathan Rodriguez. Ce ajunge la Fabrini și acesta din interiorul careului lui McDermott trimite pe lângă poarta irlandezului.